în cele 302.667.000 pe care i-am adus la cunoștință la început, nu intră Casa Tatovici, Casa Alaci, reabilitarea Tribunalului Vrancea, etc. Doamnelor și domnilor, pentru cei care mai au curajul să mintă cetățenii județului Vrancea, cei care n-au făcut nimic niciodată, mă refer la adversarii mei politici, care n-au ridicat niciodată un pai pentru cetățenii județului Vrancea, mă refer la liberali, care acum mai nou ne propun să, ca și guvernul și bugetul de stat să suporte, deci tot bugetul de stat, nu e o invenție liberală, e o minciună sfruntată, să suporte al 13-lea și al 14-lea salariu dat de către societățile comerciale cu capital privat. Stimați cetățeni, deci ei nu propun ca aceste salarii să le dea societățile cu capital privat care înregistrează profit. Ei propun ca statul să nu mai ia impozitele necesare de la companiile private, iar companiile private acești bani să le dea, în fapt, salariaților. După părerea mea, și o spun la modul cel mai sincer, abordarea este absolut halucinantă din acest punct de vedere, ținând cont de faptul că, ei sunt cei care spun că PSD-ul a mărit salarii, a mărit pensii, a mărit alocații, a mărit toate celelalte lucruri și că bugetul de stat, de fapt, cum nu spune și în realitate, nu are bani. Nu, bugetul de stat are bani, Guvernul României în acest an se va închide, probabil, la sfârșitul lunii noiembrie, cu un deficit, așa cum spune, spun tratatele europene, de 2,99%, aproape 3%. Pentru că nu vrem să depășim ținta de deficit bugetar, deși, ca să fim serioși, țări mai mari ca noi și consacrate cu democrații consolidate, cum ar fi Franța, ca să iau un exemplu, da? Ca să-și dezvolte în continuare infrastructura și economia, au avut un deficit la nivelul anului trecut de circa 5,7%. Deci, oricum, este nevoie de o nouă abordare, așa cum spunea și președintele Comisiei Europene, Juncker, e nevoie de o nouă abordare în ceea ce privește Uniunea Europeană. Uniunea Europeană susținută fundamental și 100% de către România. E nevoie de o nouă abordare pentru a pune, cum vă spun eu, criterii în așa fel încât să respecte toată lumea și să fie de bun augur, în așa fel încât țările din spațiul estic al Europei să-și poată continua dezvoltarea fără piedici și fără bariere din partea Comisiei Europene.